Dragilor, am rămas în suspans înainte de pauză și aș vrea să reluăm suspansul. Deschide, te rog, la slide-ul numărul 13. Reformarea. Reformarea a avut câteva încercări eșuate. De exemplu, jertfa. Jertfele însemna pentru un păcat pe care l-ai făcut, trebuia să sacrifici un bou sau un berbec sau o turturea în funcție de gravitatea păcatului. Dar erau atât de multe păcate încât omul, nu se nășteau animale. Deci nu reușeau să se nască animale pe pământ câte păcate făcea omul. Jertfa nu a dat randament, nu datorită incapacității ei, ci datorită răutății omului. A zis Dumnezeu, a doua încercare de reformare va fi legea, strictă, cu niște rigori clare, care să echilibreze lucrurile, social, spiritual, emoțional. Doar că păcatul omului a ajuns atât de tare încât nu a reușit legea. A fost apoi cortul întâlnirii. Zice, din loc în loc, pentru că era un popor nomad, veți lua cu voi cortul și în cortul întâlnirii se prezintă slava mea. Și acolo voi vă veți întâlni și veți rezolva problema aceasta. Apoi mai târziu, când poporul Israel s-a așezat, a fost un templu fix construit de... De cine? Cine a construit templu? Solomon, da, a avut ca arhitect șef pe David, care a pregătit toate materialele, dar a fost pus în execuție de Solomon și oamenii lui. În templu a fost instituită preoția permanentă. Preoții aduceau jertfe necurmate, stăteau tot timpul în templu. Și s-a demonstrat că nici asta n-a dat randament. Apoi profeția, profeții sau prorocii, oameni, mesageri trimiși de Dumnezeu cu mesaje speciale. Cu toate acestea, omul n-a putut să fie reformat. Ce s-a întâmplat? De ce n-a putut să fie reformat? Pentru că toți s-au compromis. Dă-te rog următorul la 14. Zice așa Ieremia, preoții n-au întrebat unde este Domnul. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Prorocii au prorocit după Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei, și luați aminte la legea lui Dumnezeu, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie jertfele voastre? Păi da, Doamne, dar Tu le-ai instituit. Păi da, eu le-am instituit, dar să mi le aducă niște oameni sinceri, cu inima curată, nu unind nelegiuirea cu sărbătoarea, arderile voastre de tot și grăsimea berbecilor și vițe. Nu mai place sângele taurilor și al țapilor. Nu-l mai pot suferi că uniți nelegiuirea cu sărbătoarea. Nu mai aduceți daruri nefărăsitoare, urăsc lunile voastre noi și sabatele, când vă întindeți mâinile și vă rugați, îmi întorc spatele la voi, că mâinile vă sunt mânjite de sânge. N-a reușit jertfa să reformeze omul? N-a reușit. Și parcă durerea aceasta merge și mai departe. Și a zis Satana, auzi, vedeți că Dumnezeu nu reușește să facă nimic, hai că încercăm noi, fără Dumnezeu. Și aici vorbim de turnul Babel. Au zis, vrem să ajungem în cer, dar fără Dumnezeu. Ne punem noi oamenii, ne unim toată spuma arhitecților noștri și construim un turn înalt până la Dumnezeu. Au încercat să ajungă la Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Au încercat să ajungă în cer. A zis Hitler, măi, oamenii sunt imperfecți, unii sunt bruneți, unii sunt roșcați, unii sunt într-un fel sau în altul. Omorâm tot ce este brunet și lăsăm doar pe cei blonzi cu ochii albaștri. Creăm o rasă originală, rasa ariană, deci fetele și băieții care sunteți blonzi cu ochii albaștri, erați preferații lui Hitler. Noi ceilalți eram decapitat. În felul acesta au murit 6 milioane de evrei la Holocaust. Ceaușescu a încercat și el să facă ceva, de creței. Și de creței erau în armată când s-au născut între anii 1966-68 și în 90 au avut aproximativ 18-20 de ani. Aceștia l-au împușcat pe Dumnezeul lor. A venit filozofia modernă, vă rog să fiți foarte atenți. Creăm un om
fără rigori, fără reguli, fără prea multe din acestea. Dacă un bărbat, un băiat se crede fată, poate să fie fată. Dacă o fată se crede băiat, poate să fie băiat. Ideologia de gen este atât de nocivă, atât de spurcată, atât de demonică, încât demonizează totul. Dar se încearcă profilul unui om nou, unui om care să se simtă liber, dar fără Dumnezeu. Și să nu mai vorbim de robotizarea, oameni care creează roboți care să facă o grămadă de lucruri. Haideți să vedem lumina cristologică pe care o vede Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, dar chiar mai târziu Balaam zice așa: îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel, care va reuși să reformeze cu adevărat omul. Care va reuși să-l reformeze, dar n-a reușit vechiul legământ. Și ajungem la ultimul slide și apoi vom face o rugăciune și apoi lăsăm un timp pentru întrebări. Transformarea. De ce am lăsat-o ultima? Haideți să facem o recapitulare. Am vorbit pentru început de formarea omului, apoi am vorbit despre deformarea pe care diavolul a adus-o, a administrat-o omului. Am văzut că Dumnezeu a încercat să reformeze omul, n-a reușit legea și profeții și toate aceste lucruri, și ca o ultimă șansă pe care Dumnezeu o trimite omenirii este transformarea prin Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie Domnul în veci. Și abia acum ajungem la tema noastră, transformat prin Iisus Hristos, regenerat. Cum se face lucrul acesta? Metanoia din Dex, dacă scrieți Dex online, vă dă așa: schimbare de sentimente. S-ar putea Satana să te fie amăgit la nivelul minții tale și să spui: da, sunt fată, dar mă cred băiat în sine, sau invers, sau Doamne ferește. Sentimentele tale s-au schimbat. Expunerea la pornografie, expunerea la păcat poate să distrugă sentimentele, simțămintele. Metanoia înseamnă schimbarea sentimentelor emoționale. Ce mai înseamnă? Remușcare, regret, căință a omului. Ce mai înseamnă metanoia? Schimbarea spiritului, a sufletului, a părții spirituale, înnoirea minții, mintea se schimbă, cugetul se schimbă și orientare fundamentală care poate ajunge până la îndumnezeire. A fost tare controversată fraza aceasta a lui Dumitru Stăniloae, cel mai cunoscut teolog român de altfel, care spunea: Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos s-a înomenit pentru a ne putea îndumnezei. Asta înseamnă mântuirea. Transformat prin Hristos. Până la îndumnezeire poate să meargă această metanoia. Și avem patru pași biblici. Primul pas este nașterea din nou. S-ar putea să fii în locul acesta astăzi și să zici: sunt prea păcătos, am mers prea departe. Nu se mai poate face nimic. Pasul numărul unu este nașterea din nou. Tu poți să te naști din nou, cu totul. O resetare generală. Ioan 1 cu 12 la 13 și zice despre Domnul Iisus Hristos: dar tuturor celor ce le-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. După dreptul penal al Constituției Împărăției lui Dumnezeu, eu sunt copilul Domnului. El mi-a dat dreptul acesta juridic să fiu copil al lui Dumnezeu. Și acum fiți atenți, două puncte. Născut, nu din carne, nici din voia firilor, ci din Dumnezeu. Eu pot să fiu născut din Dumnezeu. Poate că ai niște părinți bețivani, poate că părinții tăi sunt divorțați, poate că ai o familie care nu-ți face cinste, nicio problemă. Dacă tu vei decide astăzi, în inima ta și în sufletul tău, să-L primești pe Iisus Hristos la nivelul minții tale, să producă metanoia, tu vei fi născut din Dumnezeu. Și în felul acesta Dumnezeu câștigă custodia asupra ta și tu îl numești tată și El te numește fiu, slăvit să fie Dumnezeu. Nașterea din nou este obligatorie.
pentru ca omul să fie resetat, pentru ca omul să fie transformat de Iisus Hristos, nașterea din nou este un proces obligatoriu. Îi zice lui Nicodim, Nicodime, dacă vrei să ajungi în cer, tu trebuie să te naști din nou, e obligatoriu. Nu încerca să fentezi dacă vrei să fii cu adevărat transformat. Cum se face 1 Petru 1 cu 3? Prin învierea lui Iisus Hristos, într-o altfel de fire, nesupuși putrezirii, o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, dezbrăcarea de omul vechi, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Bancuri, neascultare de părinți, dependență de jocuri de noroc, abonament la Brawl Stars, probleme cu Roblox-ul, probleme cu Fortnite-ul, conturi pe Minecraft, probleme cu focuri pe Snapchat, probleme cu TikTok-ul, dependență de Instastory, cultul personalității. Cele vechi s-au dus. Fete dragi și băieți, când te-ai pocăit, și TikTok-ul trebuie să știe, contul tău trebuie să știe. De ce? Pentru că am avut situația în care am botezat tineri și tinere și pe contul lor apăreau cu cercei, cu lănțuge, cu tot felul de... Până când a trebuit să sun personal, hei, vezi că n-a auzit TikTok-ul că te-ai pocăit. Ce vrei să zici, frate? Schimbă tot profilul. Pune poză cum trebuie. Și a trebuit, dar, dragi domnișoare și domnișori, dar nu trebuie să zică păstorul asta. Păi când te-ai întors, când te-ai resetat, se resetează tot. Resetări din fabrică. Zice, erau, să întâlnesc doi bărbați și au zis, frate, zice, nu mă mai înțeleg cu nevastă. Când vine de la soacră mea, nu mă mai înțeleg cu ea. A, dar nu știi, zice. Păi vine cu resetările din fabrică. Știți, asta era o chestie. Doi, soția mea când vine de la mama soacră, vine foarte bine, foarte happy. Creșterea spirituală. M-am născut din nou și, dragilor, știți de ce avem probleme? Avem probleme pentru că avem foarte mulți bebeluși care nu vor să crească. Numai cu biberonul în gură. Uau! Iar biberonul. Iar suzeta. Ceai. N-au trecut la pasul 2 niciodată. Creșterea spirituală. Spune Sfântul Apostol Pavel Galateni. Mă, fraților, mă, am venit cu tratate de teologie. Am vrut să facem studii teologice, de teologie grea. Și zice, am cărțile de piele aici la mine. Am studii grele. Vreau să vă învăț cuvântul lui Dumnezeu. Dar îmi pare rău. Îmi pare rău că sunteți ca niște copii și care tot la lapte sunteți, nu atinge, nu pune mâna. Păi voi mă întrebați după 10 ani de zile de la botez dacă aveți voie să, știu eu, să fumați, dar dacă aveți voie una sau alta. Păi de asta trebuie să le știți ce s-a întâmplat. Nu au trecut la pasul 2, creștere spirituală. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți nevoie de alții să vă învețe. Dragilor, aici spune Pavel, copiii la minte, nanism sau rahitism, până când ia Hristos chip în voi. Cum crește omul spiritual? Păi uitați-vă replica pe care i-o dă Satana în meciul din Matei 4, care s-a încheiat cu 3-0 în favoarea lui Iisus și abandon rușinos din partea Satanei. Vine cu prima provocare. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu... Deci voi nu v-ați dat telefonul pe silent? Al meu a sunat. Poruncește pietrelor să se facă pâine. Este scris, zice Iisus. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vreți să crește spiritual? Nu se poate fără Biblie. A venit la un moment dat un tânăr și a zis, frate, vreau să predic ca Gabi Zăgrean, vreau să predic ca Adi Mocanu, vreau, dăm niște cărți, ajută-mi. Și am zis, îți recomand vreo 14 ani de pustie, muncă silnică pe o felie de pâine, cum a predicat Ioan Botezătorul. A, da, frate, da. Da, fără Biblie. George Mueller a citit Biblia de 150 de ori, dintre care de 50 de ori pe genunchi. Tu
Tu de câte ori ai citit Biblia? Oare se mai citește Biblia astăzi? Moody avea o profeție pentru secolul 21, pentru secolul 20. Secolul 20, zicea el, va fi un creștinism fără Biblie. Eu zic, secolul 21 este un creștinism și fără Biblie și fără Dumnezeu. Un creștinism ateu, ateist. Dacă se poate spune așa. Pasul numărul 3. Rodirea. Țineți minte un lucru, băieți și fete. Nimic pe pământul acesta nu te ține în fidelitate față de Iisus Hristos decât slujirea. Slujește, implică-te în ceva, orice lucrare în casa lui Dumnezeu, fă ceva, pentru că eu m-am născut, cresc spiritual, dar dacă nu dau randament, dacă nu cresc, dacă nu mă implic, eu foarte curând voi fi dezamăgit, mă voi plictisi și mă voi retrage și lumea vine cu ofertele ei. Rodirea, roada Duhului, o Doamne, lasă roada Duhului din belșug în noi. Obișnuiesc să spun la stăruințe, frații mei penticostali, când Dumnezeu v-a botezat cu Duhul Sfânt și ca semn al botezului cu Duhul Sfânt, nu avem niciun caz în Biblie de botez cu Duhul Sfânt care să nu fi fost însoțit de vorbirea în alte limbi. Deci trebuie să fie asta, că e biblic. Bun, și eu îi întreb așa, când Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt, ce dar ți-a dat? Păi frate, dar am vorbit în alte limbi. Măi, e semnul botezului cu Duhul Sfânt. Ce dar ți-a dat Dumnezeu când te-a botezat cu Duhul Sfânt? Darul acela rodește roada Duhului. De aceea, dragi fete și băieți, doriți-vă plinătatea Duhului Sfânt. Cu cât mai curând, imediat după ce te-ai botezat, fugi la stăruință rapid și cere Domnului să te umple cu Duhul Sfânt. Cu cât trec mai mulți ani, cu atât e mai greu. Cu atât e mai greu și tot mai greu și tot mai greu. Și pasul numărul 4, răsplătirea. Vino rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Domnia împărăției lui Dumnezeu primește cârmuirea a 5 cetăți, Matei 19:19. Primește cârmuirea a 2 cetăți, a o cetate. Tu ai fost credincios, măi, tu n-ai rămas acolo mic. Zice Pavel 2 Timotei 4 cu 7 la 8, iată, ucenicul meu, fiul meu în credință, Timotei, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă. Dar știi care e bucuria mea cea mai mare? Eu știu ce mă așteaptă în cer, ce-am semănat. Mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Dumnezeu, nu numai mie, și vouă, tuturor, celor ce au iubit venirea lui Iisus Hristos. Mai iubim noi venirea lui Iisus Hristos? Putem să zicem din toată inima, Maranata, vino Doamne Iisuse? Haideți să zicem cu toții, Maranata, vino Doamne Iisuse! Și să ne găsească Domnul lucrând. Ei vor împărăți pe pământ, Apocalipsa 5:10. Ei vor împărăți împreună cu mielul 1000 de ani, împărăția milenară și apoi o veșnicie cu Iisus Hristos. Și avem un studiu de caz, pentru că, dragilor, transformat de Hristos, înseamnă, de fapt, din limba greacă, metamorfozis, care înseamnă schimbare radicală, schimbare totală, din alb în negru. Invers, din negru în alb. Metamorfozis, transformare, schimbare a înfățișării sau, figurat, a caracterului, a felului de a fi a unei persoane. Dragă băiat, când s-a produs cu adevărat metamorfozis la nivelul minții tale, tu nu-ți bați joc de o fată, nu-i dai speranțe, numai așa, ca să te afli în treabă. Dragă domnișoară, când s-a produs metamorfozis în mintea ta, tu nu umbli cu băieții care nu-L onorează pe Dumnezeu. Tu nu mai jignești părinții și mai le vorbești obraznic, că s-a produs metamorfozisul acesta. Uitați-vă la Moise. La naștere amenințat cu uciderea. Vă dați seama cum s-a născut copilul ăsta? Trebuia să fie omorât. Toată generația lui, el a făcut armată singur. Numai egiptenii au avut colegi, n-a avut niciun evreu. Toți băieții au murit din generația lui. Fetele din generația lui au rămas nemăritate, au murit fete bătrâne. N-au avut cu cine să se mărite. Toți băieții din generația lui au murit. Măcelăriți de faraon. Toți! El a rămas singur.
Și pe lângă faptul că a rămas singur, deci se naște, zice, mama lui l-a ascuns până la o vreme, nemai putând să-l ascundă, probabil zicea, mami, dar vreau să mă joc și eu cu copiii afară, vreau, nu mai putea, mă, copile, mă, dar tași că te aude, ce, cine e asta, ce, dar cine mă aude, mă, te uite, faraon, ce, dacă mă bat eu cu faraon, mă, copil, mă, nu mai știu ce să fac, el, gata, gata, îl ia. Nu avea atâta, că nu stătea în coș, că rupea coșul dacă era. Era mai mic, nu vorbea. Dar plângea tare, avea colici. Și a zis, mama, gata, îl aud ăștia de la Barnevernetul, de atunci strămoșii Barnevernetului și al lui Jugendamt. Și a zis, n-are rău, îl bagă într-un coș de paie, pe Nil, cel mai mare aligator de pe planetă e pe Nil. Când mama lui l-a pus pe Nil, ea s-a așteptat în orice moment un crocodil. Știți ce înseamnă un sicriaș, o cărăbioară din aia între fălcile unui crocodil? O tonă presiune fizică pe centimetru pătrat, pe centimetru pătrat, o tonă. Zdrobește oasele. Cu corabie cu tot îl mânca. Cu smoală cu tot. Și l-a pus și a zis, Doamne, îl supraveghea, la un moment dat n-a mai putut, că avea alți copii acasă, mici. Și s-a dus și a zis lui fiică sa, zice, măriuță, supraveghează-l, tu mai du-te tu pe marginea râului să nu-l mănânce vreun crocodil. Era cu câțiva anișori mai mare Maria decât el, Miriam. Și s-a dus și s-a dus și s-a dus. Ar fi fost în stare să sară, să se ia cu crocodilul de gât pentru fratele ei. De aceea, dragi frați mai mari și surori mai mari, avem responsabilitatea să veghem asupra copiilor. De aceea, surori mici și frați mici, Dumnezeu a rânduit să aveți frați mai mari și nu vă supărați pe ei când vă părăsc, că fumați, că vă uitați la ce nu trebuie la părinți. Este un avertisment din partea lui Dumnezeu. Și în cele din urmă îl găsește fetele lui Faraon. Deci, fata asta e genială, Miriam. Și au zis, auziți, ele zice, wow, ce copil frumos, nu vreți să vă aduc o doi, că să vorbesc cu o doamnă care a născut. Ba da, și zice, mami, l-am prostit, gata, hai. Și o aduce și copilul este crescut de mama. Tot aranjamentul ăsta, numai o femeie putea să-l facă. Dar mă miră că un pui de femeie a putut să facă lucrul ăsta. La 10 ani de zile, atâta inteligență să ai, încât și copilul ăsta a crescut. Pe când era mare și cunoștea toată știința Egiptului, știți ce a făcut Egiptul din el? Un inteligent puternic, un geniu, cu rating bun, cu vizualizări puternice, doar că a construit un criminal. Și s-a dus pe câmp, ce mă, tu te-ai de frate, mă? I-a sucit gâtul și l-a omorât. Și a făcut groapă, l-a îngropat ca pisica. Și a trecut. Când a aflat, când s-a aflat lucrul acesta, a fugit în pustie. Deci 40 de ani în Egipt, fără generația lui, fără templu, fără nimic. După 40 de ani de Egipt, urmează 40 de ani cioban la oi. 40 de ani cioban la oi. După 40 de ani, zice că el era tare în vorbire și în știință, cunoștea toată știința Egiptului, cunoștea. Ajunge după 40 de ani când numai, hei tu, turmă de acolo, hai, dă-te roată, ați auzit cum strigă ciobanii. Nu mai știa să vorbească. Când Dumnezeu îl trimite, eu nu pot să vorbesc. Și zice Dumnezeu, văd că nu știi, dar vorbește Aron în locul tău. El nu mai știa să vorbească. Și după alți 40 de ani de pustie, pe câmpie cu oile, urmează 40 de ani de pustie și după aia moare. Vă dați seama ce destin a avut omul ăsta? Dar l-a transformat Dumnezeu într-un sfânt, cel mai blând om de pe fața pământului. Înțelegi de ce Dumnezeu îngăduie unele situații în viața ta? Înțelegi de ce Dumnezeu a îngăduit ca părinții tăi să se despartă, să divorțeze și vin într-o familie falimentară? Că Dumnezeu te va folosi la conferințe de familie în scurtă vreme. Înțelegi de ce a trebuit să se întâmple una sau alta? Să-ți moară mama, să-ți moară tatăl, să rămâi orfan, să crești la orfelinat și o grămadă de lucruri. Înțelegi de ce? Nu înțelegi acum nimic. Dar vei înțelege mai târziu când Dumnezeu te va folosi ca o torță care arde pentru împărăția lui Dumnezeu. Și în ziua cercetării tale vei zice, te laud Tatăl al cerului și al pământului, că m-ai trecut prin toate văile astea ca să mă faci o stâncă puternică, un stâlp în templul lui Dumnezeu. Și vei fi cea mai puternică voce a generației tale în funcție de încercările și necazurile pe care le ai. Dumnezeu îți sugerează
credință forța și puterea pe care ți-o va da în ziua când te va ridica și vei sta în fața mulțimilor și îl vei binecuvânta pe Dumnezeu și oamenii te vor auzi și vor da slavă lui Dumnezeu când vocea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu se coboară prin slujirea ta. Numai atunci vei înțelege. Când vei fi transformat, metamorfozat de Dumnezeu. Și ultimul slide, Saul din Tars. A reușit să facă facultatea ultraortodoxă de teologie de la Ierusalim din el un criminal. Aș mai pune pe domnișoara să mai recite o dată poezia. Și să uită Dumnezeu din cer, eu nu te-am cunoscut, Doamne, uite-te ce am făcut, am omorât oameni. Să duce la preot, dați-mi scrisori, măi, un înfometat după persecuție. Avea diplomatul plin de mandate de percheziție. Dăm scrisori, dăm mandate să arestăm și să distrugem. Și era foarte pornit. Școala rabinică avea 613 reguli, 248 de percepte religioase și 365 de interdicții. Pe toate acestea le știa apostolul Pavel ca pe tatăl nostru. Dacă îl întrebai și spuneai, care este regula numărul 220? Imediat o spunea. Era cel mai de frunte dintre toți studenții la teologie. Și cu toate acestea ajunge șeful prigonitorilor credinței, teroristul numărul 1. Când oamenii auzeau de Pavel, vine Pavel, vine Satana, vine Hitler. Vine Antonescu, vine Ceaușescu, vine Putin peste noi. Ca un taifun era, când prăpăd, așa zice, Saul din Tars, zice în fapte 8, făcea prăpăd și sufla amenințare peste biserică. Vă dați seama? Vă dați seama? Ce face deșteptăciunea fără Iisus? Dar se întâlnește cu Iisus Hristos în canalul acela, când îl trântește acolo, îl combină cu balastru din Damasc. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești tu. Ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș. 3 zile vei fi orb, nu mai vei vedea nimic. Vei avea nevoie de alții să te ducă până când te pocăiești. După ce a fost 3 zile orb, știți ce spune Galateni 1:17? Am petrecut 3 ani de zile în pustia Arabiei. A știut vreodată că Sfântul Apostol Pavel a petrecut în pustia Arabiei 3 ani de zile în care s-a pocăit în penitență înaintea lui Dumnezeu și își cerea iertare. Doamne, Ștefan a murit sub ochii mei. I-am văzut fața ca de înger care a zis cu gura lui, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la picioare. Înaintea tronului lui Dumnezeu. Și a stat după 3 ani de zile de pocăință în pustia Samariei, unde a mâncat lăcuste și miere sălbatică și cine știe ce mânca, slab, mort, schelet ambulant, se întoarce înapoi și Dumnezeu îl transformă într-un om cel mai reprezentativ apostol al neamurilor. A scris jumătate de Nou Testament. Din cele 27 de cărți, 13 a scris el și evrei cu semnul întrebări, după stil seamănă perfect cu scrierile lui. Jumătate de Nou Testament. Îl răpește Dumnezeu în al treilea cer, îi revelează o grămadă de lucruri prin care înțelegem Apocalipsa. Oamenii lui Dumnezeu, probabil că ai venit aici astăzi și zici, da frate, lucruri mărețe, dar eu sunt un prigonitor de părinți. Zice că în vremurile din urmă copiii se vor ridica împotriva părinților și îi vor omorâ. Îi omorâți cu zile. Îi distrugeți în fiecare zi. Le injectați insulină și diabet. Și probabil că zici, eu sunt teroristul ăla. Mi-am distrus părinții. Nicio problemă. Astăzi, din terorist în evanghelist, Dumnezeu te poate transforma, te poate metamorfoza. Am luat aici 2 sticle. În una din ele am mai lăsat un pic de apă. Vreau să știți un lucru. Satana nu intră în mintea unui om. Când vorbiți de demonizare, vă recomand măsură în vorbe. De ce? Demonizarea nu se face decât prin acceptarea omului, printr-un protocol de colaborare cu Satana. Nu orice lucru, e demonizat. Poate fi influență demonică, da. A ieșit o mișcare religioasă în zona noastră, în zona de vest, tare controversată. Opinia mea despre această lucrare este următoarea. În toată Evanghelia vedem 4 cazuri de exorcizare în Evanghelie.
În medie câte unul în fiecare Evanghelie și mai unul în, nou test, în fapte. Pentru mine e dubios că o biserică de 150 de persoane, jumătate îți demonizați, trântiți la pământ, pe spate și... Cum dintr-o biserică jumătate îți demonizați? Că altfel nu, da, deci așa? Și în toată Evanghelia, în toată Biblia, Noul Testament, sunt patru demonizați. Asta e întrebarea mea, n-am răspuns la ea. Vreau să știți că Satana nu intră decât dacă îi deschizi ușa la nivelul minții. Asta e capul nostru. În momentul în care ai deschis ușa, te contorsionează în toate felurile posibile și imposibile și face cu tine cât e ușa deschisă la diavol. Și apoi zice, uite-te la tine cum arăți. Nu dă doi bani pe tine. Și în situația asta ai venit tu astăzi aici. De ce vă spuneam că obiectivul nostru este să ne păstrăm plin de Duhul Sfânt? Că nu poate face nimic. Eu am 100 de chile, fără vreo 4. Nimic nu-ți poate face, domnule. Și te-ai ridicat și ești la fel de drept și de puternic. Și faci tumbe și ești la fel de puternic. Problema nu-i pentru ăștia sfântoți și neprihăniți. Și n-aș vrea să fiu ironic. Sunt băieți și fete, care eu sunt foarte mulți aici, care au rămas credincioși lângă Dumnezeu, care nu și-au pătat hainele și Dumnezeu îi va binecuvânta pe ei, îi folosește pentru generația voastră să vă ridice. Problema se pune, ce facem cu ăsta? Care e sub talpa piciorului diavolului, ce facem cu el? Ce șansă mai este pentru el? Să mai fie transformat, să fie adus la forma inițială, la resetarea din fabrică. O singură șansă. Așa cum scrie pe ecusonul acesta, transformat prin Hristos. Uitați-vă care este procedura. Câtă vreme vei rămâne ca un bursuc chircit, aruncat în marginea șanțului. Mergeam în Atlanta, eram săptămâna trecută, și mergeam spre pădure cumva, și la un moment dat vedem un sconx mort pe marginea drumului. Și zice băiatul, uite un sconx. Și zice, îți dai seama dacă era treaz, dacă era viu, nu mai puteam trece pe aici. Ce bine că e mort, a zis el. Și stai acolo ascuns. Și diavolul asta vrea. Deci secretul prăpădului garantat este să-ți formezi acolo o vatra ta, stai ascuns acolo și a spus, nu mai vreau să ies. Izolarea. Izolarea este exact ce nu ai nevoie. Și stai acolo și te prinde moartea. La 45 de ani mori. Dar mai este vreo șansă. Se va găsi cineva care să ne salveze. O singură șansă este. Să ne deschidem inima și mintea. Să înțelegem harul lui Dumnezeu. Nu uitați un lucru. Sticla aceasta nu e spartă. Este foarte boțită, într-adevăr. Datorită apei din ea, poți să treci cu mașina peste ea, nu se va sparge. Pentru că mai are un pic de apă. Tu nu ești mort de tot. Tu mai ai viață în tine. Și singura șansă, lucrarea de transformare, se face numai și numai prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și vine Duhul lui Dumnezeu și suflă. Este foarte adevărat că nu mai e chiar la fel ca aia. De departe par la fel. Rămân niște urme. Dumnezeu ne promite că ne mântuiește dacă am fumat o viață întreagă, dar nu ne promite nicăieri că ne dă plămâni noi nouți. Dumnezeu ne promite că ne salvează de droguri, dar nu ne promite nicăieri că ne dă un creier nou nouți. Mai rămân niște cute pe aici, pe acolo. Dar zice Domnul Iisus, mai bine ciung, dar să ajung în cer, decât acolo să fiu cu toate mădularele și să mă duc în iad. O, uitați-vă, și acum din nou e puternic și din nou rezistă și din nou poți să calci pe el. De ce? Pentru că Dumnezeu a suflat viață în el și spune, mă, dar ăsta nu mai avea nicio șansă, mă, dar fata asta cum s-a ridicat? Este minunea transformării prin Duhul Sfânt, adusă de Iisus Hristos prin jertfa de la Calvar. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Nu știu ce a făcut diavolul cu tine, nu știu ce a reușit să facă. Nu știu cât de departe ai ajuns ca fată, nu știu ce focuri ai trimis pe Snapchat și poate că ești șantajată și cei de acolo cărora le-ai trimis.
Te manipulează emoțional. Te șantajează și spun că dacă nu mergi mai departe, le vor face publice. Ca băiat, probabil că ai luat o sacoșă dintr-un loc în altul și ai ajuns pe mâna traficanților de droguri sau de țigări sau de altceva. Și acum stau cu pistolul la cap și spun, dacă nu mergi mai departe, aș vrea să știi un lucru, dacă te hotărăști cu adevărat să-ți predai viața lui Iisus Hristos, să-ți deschizi mintea și inima, Dumnezeu dă cu de pământ cu toți șarlatanii șantajiști și ți eliberează sufletul și te face din nou un om liber în numele lui Iisus Hristos. Aș vrea în final să întreb, dacă ești aici și simți cercetarea lui Dumnezeu și crezi în transformarea prin Iisus Hristos adusă prin puterea Duhului Sfânt în viața ta și vrei să-ți predai viața, să-ți deschizi capacul minții tale și să intre Duhul Sfânt în inima și în viața ta și vrei să-i spui un da lui Iisus Hristos, te invit să ridici o mână pentru cei care vor să se pocăiască. Dumnezeu să vă binecuvinteze!